poziția este minunată! Mă duc să aduc și ultima floare! Așa, să dau și eu un gol! Ha! Ha! Ce-am făcut? Oh, am dat floarea jos! Oh! Miriam, ce ai făcut? Această floare, eu am vrut să o salvez! Să știi, eu sunt supărată pe tine! Și nu vorbești cu mine deloc? Deloc! Pleacă de aici! Aoleu, cât te-am păzit! Am vrut și eu să mănânc micul dejun și nu am cum! Stai, mai întâi trebuie să mă duc, după mănânc! Am gustat un pic! Ce iute este! Vei vorbi cu mine, vei vorbi! Și acum un pic de foc! Cine a făcut acest sandwich? Asta precis Miriam a făcut. Vrea să fim din nou prietene. Ce aici? Arde gura! Arde gura! Arde gura! Atât de iute a fost! Acuși vin! Cât de bune sunt merele din livadă! Acum va vorbi cu mine! Princis! Gustul toamnei! Wow! Mi-a venit o idee! Săptămâna aceasta voi face un chec cu mere și îl voi savura cu ceai! Ce acru! Miriam, asta tu! Ce? Vorbești cu mine? Ți-a plăcut francul! Gol! Oblicor! Eu în loc să își ceară scuze, face glume cu mine! Cât se mai poate așa? Mă duc la Chișinău! Gata! Pa, pa, Miriam! Cătălina, eu doar am vrut ca tu să vorbești cu mine! Tu trebuia să-ți cer iertare, dar nu se glumește așa! Dar ce-am făcut eu rău? Tu nu te crezi greșită, da? Nu, dar ce? Pa, gândește-te! După vin și eu acasă! Iartă-mă! Ce-am făcut? Papa, merg cu tine! Miriam, coboară, eu plec! Cătălina, eu merg cu tine! Nu rămân acasă! Eu aștept tu să cobori! Mi-am pare rău! Eu aștept să cobor. Eu nu cobor și gata, nu cobor. Ce ai făcut, Cătălina? Mine, eu nu am făcut special, stai. Nu ridica sus, dă-o jos. Stai. Ce am făcut? Eu mă jucam așa. Aaaa!
Miriam, scuze-mă, iartă-mă, eu nu am făcut special. Hai să ne împăcăm. Cătălina, hai să ne împăcăm. Eu nu vreau ca tu să pleci. Iartă-mă și pe mine. Bine, hai să facem pace. Hai, poate plecăm în oraș să bem un suc împreună. Plecăm!